poate mai spune? Mai cântăm un cântec, ca să... Un cântec care nu prea are treabă cu Crăciunul, dar este un cântec foarte frumos. Se numește Columbare la izvor. Un cântec ușor de influență folclorică. Organizatorii acestui festival sunt Primăria și Consiliul Local Dofteana, prin amabilitatea domnului primar aici de față, Bujor Ioan, vă rog să-i aplaudați, merită. Împreună cu a sa echipă au făcut un festival extraordinar.
De asemenea, Asociația Cultural Folclorică Tatin Trotușene, a cărui deviz, să zicem așa, îl au, investim în păstrarea datinilor trotușene. Și nu în ultimul rând, trebuie să mulțumim și Școlii Gimnaziale din Bucuiesc, co-organizator. Partenerilor noștri, Media, Acum TV, Exclusiv TV, Onești Express și Radio Luc FM. Până juriul deliberează, în aplauzele dumneavoastră, ansamblul Datina Dofteana.
aplauze, vă rog. Care s-au prezentat astăzi la acest festival. Iată, la prima ediție, Festivalul Național de Colinde și Obiceiuri de iarnă din bătrân din oameni buni. Organizatori, Primăria și Consiliul Local al Comunei Dofteana, Școala Gimnazială Cucuies, Asociația Cultural-Folclorică Datin Trotușene. Iată, devizul acestei asociații de aici, de la dumneavoastră, este investim în păstrarea datinelor trotușene. Partenerii media acestui festival este televiziunea locală Acum TV, televiziunea Exclusiv TV, director Eugen Ungureanu, Onești Express și Radio Loop FM. Nu știm dacă juriul a terminat de deliberat. Cine dorește să vină să mai cânte sau să ne încânte din nou cu colinde, este binevenit. Dacă este cineva dintre copii, din ansambluri, îi aștept cu mare drag aici pe scenă. Se pare că juriul mai durează până deliberează. Într-adevăr, încă o dată, haideți să-i aplaudăm pe toți concurenții. Au fost foarte buni, toți. Iată, invităm în scenă, o chem pe doamna Gâtu aici să prezinte, vă rog. Un pic
că avem calitate și e greu să faci... Da. Da. Exact. Nu vă rețin atenția prea mult. Ansamblul Datina din Dovdeana este alcătuit din trei generații de artiști, copii, tineri și adulți. Ați văzut pentru început formația de adulți de la noi din ansamblu. Acum urmează formația de tineri. Ne cerem scuze că ținuta nu este întocmai, dar acești copii sunt cei care au evoluat și la alte momente astăzi și efectiv n-au mai avut timp să se schimbe. Ne cerem scuze, aceasta este situația, este posibil chiar să se mai și încurce puțin, sunt treziți de azi dimineață de la 5, prin urmare sperăm să ne acceptați așa cum se prevaia. Thank you.
Vă rog să-i aplaudați. Iată, ansamblu Datina, te rog. Și acum aici o tânără speranță vrea să ne interpreteze un cântec. Vino aici, vă rog să aplaudați. Cum te numești? Sancta Lucia. De unde? Din Comuna Ștefan cel Mare. Doamna profesor, coordonator? Gabriela Comăneci. Bravo, vă rog să aplaudați. Mult succes! Și aștept să se pregătească domnul profesor pregătit cu taraful de aici, de la dumneavoastră. Zic eu, unic, cred că de mult n-am mai fost la Dofteana un taraf, nu? Un taraf al comunei. Și iată că acest taraf